a apărut o știre despre o altă criză, cea între tine și echipa Steaua. Cum că o prelungire de contract, că tot vorbim despre prelungire de contract, nu s-ar mai produce. Nu, pentru sezonul viitor. Eu nu cred așa ceva. Am avut o discuție când am terminat campionatul, adică cu 3 săptămâni, cred. Am mai avut după o săptămână o discuție și a rămas, adică eu am încredere că se va rezolva, adică cerințele sunt minime, adică foarte minime, doar că acum, vă dați seama, sunt vacanțe, se lucrează la cantonament, eu le-am spus ce și cum, probabil că nu-și fac probleme la mine fiind atât de flexibil și a rămas să semneze, să alcătuiască lotul. Mie Daniel mi-a spus că mă dorește, eu pe asta mă bazez, pentru că dacă Daniel mă dorește și știu că el decide absolut tot la echipă, se va întâmpla. Deci eu nu văd ca o criză, n-am luat în seamă articolele care au apărut sau n-am stat să-mi bat mult capul cu ele. Am încredere că se va rezolva până vom începe pregătirea peste 2 săptămâni. Suntem încă în vacanță, mulți jucători sunt plecați. Acum încearcă și ei să semneze pe cei care nu au contract cu clubul sau trebuie să-i transfere și după aceea cu siguranță cu mine vor găsi o cale și nu se pune problema să nu semnăm încă un an. Ai pomenit de Daniel Oprița, antrenorul care a semnat prelungirea contractului cu Steaua. Și Gabi Balint la Digisport făcea și un comentariu în sensul că dacă Daniel Oprița a semnat această prelungire de contract, s-ar putea ca lucrul acesta să însemne că există posibilitatea ca totuși Steaua să-și rezolve problema în privința posibilității de a ataca promovarea în Superliga. Pentru că Daniel Oprița lăsase de înțeles că nu mai vrea să continue pentru că nu există nicio perspectivă în activitatea lui, nu se poate lupta pentru promovare. Dar acum semnând prelungirea, spunea Gabi Bani, asta ar putea să însemne că Daniel Oprița știe ceva, că s-a rezolvat această problemă eternă de la Steaua. Aș dori etern. Foarte mult să ai dreptate cu ce spui și să se Gabi întâmple. Să aibă dreptate, Gabi Balint. S-ar putea să aibă mai multe informații decât mine și sper să fie adevărate. Cred că toată suflarea stelistă își dorește acest lucru. Cu siguranță din ce am vorbit și cu cei de la club când am avut discuția pentru prelungire cu încă un an, a fost și asta în discuție și mi-au spus că încearcă pe toate căile. Dacă în orice organigramă au și ei superiorii lor, ei merg cu propuneri, le prezintă pe masă, bănuiesc, nu mi s-a spus clar, la minister și de acolo se va lua decizia. Deci, din punctul acesta de vedere, ce mi-au transmis cei din conducere cu care am negociat prelungirea contractului, lucrează nu de ieri de azi, de mai mult timp la diferite căi legale, bineînțeles, pentru a obține dreptul acesta de promovare. Daniel, care este sentimentul tău? Crezi că Steaua va continua și în sezonul viitor această luptă fără orizont în Liga a doua, fără posibilitatea de a promova? Sau crezi că și această semnătură a lui Daniel Oprița poate să însemne ceva în acest sens? Eu cred că Daniel Oprița, după atâția ani și după 2 sezoane de Liga a doua, nu-și mai dorește să obțină o promovare și să rămână tot în Liga a doua. Probabil că se bazează pe cineva, pentru că altfel... Eu am spus-o de nenumărate ori, nu știu, exact cum noi am face o emisiune aici și nu se uită nimeni la noi. Cam așa aș identifica faptul că reușești o performanță, dar nu ajungi în eșalonul superior. Pe Oprița l-am văzut spre finalul sezonului, pe la jumătatea sezonului, destul de nervos, a avut și acele replici cu domnul Talpan, adică părea deranjat că nu se face nimic, dar acum nu mai are atitudinea asta. Deci ceva s-a întâmplat și probabil că a primit niște asigurări. Sunt 3 ani de Liga a doua în care 3. Doi am promovat practic doi, pe teren. Unul jucam baraj cu Chindia și în al doilea am terminat pe locul 2. E frustrant și ca jucător și ca antrenor. Adică da. Multă lume spune, da domnule, ții primele, ai salariu, dar nu e tot asta. Tu știi foarte bine. Nu te gândi că sunt niște prime foarte mari și nici salariile cum se vehiculează.
În schimb, așa, eu ca foarte mulți mi-au fost colegi din cei tineri care au ajuns, noi cam în fiecare an am trimis juniorii care au jucat la noi în teren, i-am trimis și au jucat în Liga 1 și au avut evoluții bune, mai ales anul acesta, Oroian, am văzut că a jucat foarte multe meciuri la Sepsi, Bodișteanu, la Galați, meciuri bune, adică măcar atât am, n-au fost ai noștri, dar eu mă bucur că au învățat ceva și au progresat la noi, măcar atât lucru să facem. După ce Real Madrid a câștigat trofeul Champions League, UEFA a prezentat din nou toate câștigătoarele din istoria acestei competiții, fie că s-a numit Cupa Campionilor sau Champions League. Pe pagina sa de Instagram apare în dreptul anului 1986 sigla celor de la FCSB. Aici e o discuție foarte amplă, pentru că dacă te uiți, ai spus tu pe UEFA, dacă citești alte site-uri gen 433 sau nu știu dacă am, să nu le facem reclamă, multe alte site-uri, apare sigla nouă, adică sigla pe care o avem noi, Steaua. Din ce am înțeles, s-a făcut o adresă, este la Federație, sunt foarte multe pagini de tradus și se va înștiința UEFA și atunci vor modifica, pentru că este definitiv și revocabil. FCSB nu deține Liga Campionilor din 1986, este a Stelei. Știi că era un refren încă de pe vremea când tu jucai pentru Steaua, cum se numea atunci FCSB, acum, Steaua e numai una. E bine, eu parafrazez acel vers și zic că UEFA e numai una, adică poate să fie nu știu ce site-uri, dar Corect. Site-ul UEFA este unul singur. Sau Corect. Pagina lor de socializare pe Instagram sau mai știu pe unde, este una singură a acestei organizații UEFA, care ea decernează acest trofeu și ea deține, să zicem, în privința istoriei acestei competiții, adevărul, pentru că ea acordă acest trofeu. Da, dar discutăm la momentul acesta, ea nu a fost înștiințată de deciziile instanțelor din România cu privire la palmares, ceea ce e un lucru foarte important. Este o chestie tipic românescă și o să spun ceva, poate mulți n-or să fie de acord. Din punctul meu de vedere, sunt suporterii FCSB-ului, da? Care vin la meciuri, acum sunt bucuroși că sunt suporteri ai Stelei, dar mai este o categorie de suporteri, printre care mă număr și eu, care n-au legătură nici cu Steaua, nici cu FCSB, dar au ținut cu Steaua. Și din cauza acestor probleme, ei nu mai sunt atrași către stadion, către a susține echipa, sunt niște susținători pasivi, care se uită la televizor, ba la FCSB, am ținut cu Steaua, au luat ăștia tetul bine, bă, dacă promovează și aia, e bine și aia să... Adică... Imparțiali. Da, dar s-a pierdut din bazinul ăsta, care oricum e mare, dar s-a pierdut foarte mult. Eu îți dau exemplu și la mine în familie. Tata a ținut cu Steaua, dar nu-l interesează nici FCSB, nici ce să stau acum. Se uită, dar nu mai are, nu simte nimic. Și sunt mulți ca el, să știi. Da, da, și eu am, și eu personal am trăit această experiență cu echipa cu care am ținut eu, cu Farul. Da, e cam aceeași situație. A murit echipa aia din totdeauna. Tu ai ținut cu Steaua, da. Cu Farul. Da. Dar numai, echipele noastre nu mai sunt. Și acum... Sigur, eu mă bucur pentru Constanța că există o echipă, da, Farul, care bine. Generează, așa cum FCSB generează foarte multă emoție, vedem în București și în țară, acolo la Constanța Farul generează acum foarte da, multă emoție. Dar mai sunt ca tine în Constanța? Asta e întrebarea. Nu, acolo... Asta zic că acolo nu prea acolo sunt. Acolo și de ce e diferit? Pentru că Farul nu a câștigat în întreaga istorie nimic și nu a făcut nicio performanță. Și acum când se întâmplă cu Hagi performanțe remarcabile, se identifică mai ușor. E mai ușor să treci la mult mai bine de la Modestuț. Da. Dar de la Cupa Campionilor Europeni... Era invers. Câștiga Cupa Campionilor și câștiga titlul aproape an de an. Iar acum așteaptă 9 ani să mai câștigi o dată titlul, în Europa nu mai mișcă. De-aia e mai ușor să renunți la stelism decât să renunți la farism. La farism este, acum este într-o perioadă de ascensiune a performanței ascendent. Da. Acum este revelionul pentru Farul. Ce a fost în oraș când a câștigat acum Farul campionatul cu această denumire. Nu s-a întâmplat în întreaga istoria orașului. Ce sărbătoare a fost în piața Ovidiu și pe străzi, pe acolo, pe unde a mers... Nici măcar Cupa României n-ați reușit. Am fost în finală în cu 2005. Dinamo. Da. Dinamo, da. S-a jucat pe Stadionul Național, la din Cotroceni, nu pe Stadionul Național ăla mare. A fost aproape de o mare performanță, dar... Ne-au bătut la limite. Dar poate atunci și ați în stradă și sărbătoare. Și atunci a fost cea mai mare invazie de constanțeni... Așa sunt mulți constanțeni în București, dar îmbrăcați în alb-albastru, atunci a fost cea mai mare invazie, a fost remarcabil ce... A fost singurul nostru moment așa de licărire. De-aia e ușor să când e cu performanța. Dar suporteria din 2005,
care trăiesc astăzi. Dacă îi întreb câte titluri are Faru, asta ce răspund? Asta e fabulos. Bine, tot ce înseamnă palmares este fabulos. La Craiova, l-avem invitat pe Florin Prunea deseori aici în emisiune, el a fost campion în 91 și au reușit judecătorii în imensa lor înțelepciune să spună că jumătate din acel sezon 90-91 e la unii? Este la unii și jumătate la alții. Și atunci asta el, mi se pare aberant, el a fost campion, dar nu știe cu care. Da, aici nu a fost, să fii campion cu două echipe într-un sezon, asta este fabulos. Dar aici nu e chestie de negociere, că tu lași jumate și tu lași. Aici cineva a luat. Da, da, judecătorul a zis, bă, până la iarna aia, între 90 și 91, turul și returul, a fost cineva. Că nu era play-off atunci. Și pe aceea a fost altcineva. Este fabulos. Este fabulos. Iar la noi este la fel la Faru. Deci avea Faru meci decisiv cu FCSB. A fost finala campionatului. Da, anul trecut, da. Și la antrenamentul de dinaintea acelei finale, la Faru, la baza de pregătire, s-au dus suporterii echipei Faru și au zis cu bannere, cu alea, cu cearșafuri acolo, vă rugăm să câștigăm primul titlu din istoria noastră. Dar era la al doilea. Și era al doilea, dar ăștia de-au ținut cu Faru toată viața. Era primul pentru ei. Pentru ei primul, pentru că da, ei au urât viitorul. Nu poți să-ți imaginezi ce era, de ce avea parte Gică Hagi, când au fost meciuri Faru viitorul în Liga a doua. Da, da, da. S-au prins un pic, știi? Și viitorul era o echipă repudiată în Constanța. Și suporterii ăștia vechi ai Farului nu recunosc titlul ăla de la arbitru. Pe de altă parte, Gică Hagi, cum să renunțe la ăla? La titlul. Pe ăla e ceva fabulos. Știi ce e interesant? Că un exercițiu de imaginație. Noi să ne transformăm acum, peste 30 de ani, niște bătrânei, seniori, da, care stau de vorbă. Cei tineri care vor veni și vor ține cu Steaua, cu FCSB, da, cu Farul, o să zică, bă, ăștia trei sunt nebuni. Exact. Exact. Eu sunt convins că toate frământările astea ale noastre de acum nu vor avea pentru oamenii aia, pentru oamenii care au sunt niște copii și care vor fi... Nu știu, nepoții noștri se vor trezi, unul ține cu Steaua, unul cu Farul. Ce treabă au ăștia cu istoria, cu Farul, cu un titlu, cu...